Personalitatea inginerului, profesorului și omului politic Matei Drăghiceanu este bine cunoscută în Câmpulung. Să nu uităm că a condus societatea de înfrumusețare a orașului, a fost membru în administrația caselor obștei moșnenilor câmpulungeni, a fost președinte al Consiliului Județean Muștel și a fost proprietarul carierei de piatră de la Albești, de unde a plecat piatra de albești folosită pentru construirea unora dintre cele mai importante monumente și clădiri din țară. La împlinirea a 179 de ani de la naștere, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung îi dedică o expoziție cu fotografii și cărți care vorbesc despre personalitatea Marelui Filantrop. În această săptămână, în cadrul expoziției de publicații din, de la Biblioteca Ion Barbu, sărbătorim 179 de ani de la nașterea geologului Matei Ghiceanu. Acesta, născut pe 15 mai 1844 la Târgoviște, a rămas cunoscut ca unul dintre primii ingineri de mine din România. Acestuia este datorează prima hartă geologică a României, dar este și un deschizător de drumuri în domeniul cercetărilor privind geologia aplicată. După ce urmează cursurile colegiului Sfântul Sava din București, are facultății de științe din capitală, va urma câteva cursuri la școala de mine din Paris, apoi la școala politehnică din Aachen, Germania. Este membru al Academiei Române încă din 25 decembrie 1935. De menționat aici că este nepotul poetului Grigore Alexandrescu, după mamă, și activează ca, și ca profesor la Colegiul Sava din București, după finalizarea studiilor. S-a remarcat ca fiind primul specialist care va întormi o hartă geologică a României, a regiunilor Muntenia, Moldova și Dobrogea, fiind tipărită de către prestigiosul Institut de Geologie de la Viena din 1874 preocupările sale sunt îndreaptă către Saline, devenind inspector al Salinelor și punând pentru prima dată pe baze rațională extragerea de sare din România. Devine director și profesor la școala de poduri și șosele din București și pentru zona Câmpulungului va fi membru al administrației casei casei Ropștei Moșnenilor Câmpulungeni, dar va și conduce societatea de înfrumusețare a Câmpulungului cu scopul de a reabilita zona orașului nostru a activat și ca președinte al Consiliului Județean Mușcel și s-a mai remarcat ca proprietar al carierei de piatră de la Albești a donat piatra pentru construcția treptelor de la Ateneul Român, dar și pentru construcția bisericii din zona Florica, ctitorie a familiei Brătianu. În câmpul lung putem admira vila lui Matei Ghiceanu, construită în stil arhitectural neoromânesc, din piatră de albești, ridicată în perioada 1902-1905, în amintirea soției sale Maria, prima femeie licențiată în litere din România. Vila în prezent aparține Spita Spitalului de Pneumoftiziologie din Câmpulung. După moartea soției sale, Matei Drăghiceanu donează conacul de la Câmpulung și parcul acestuia pentru a deservi unui stabiliment medical. Astăzi, Vila Drăghiceanu este în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie.